În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O femeie, mare este credința ta. Fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Preacucernici părinți, drept măritori creștini. Astăzi, în duminica a 17-a după Rusalii, biserica a rânduit să se citească o pericopă evanghelică de la Matei, capitolul 15, din care desprindem bogate și frumoase învățături duhovnicești. O femeie din părțile Tirului și ale Sidonului, numită de evanghelist cananeancă, a venit la Mântuitorul și l-a rugat stăruitor să vindece pe fiica ei care era stăpânită de diavol. Pentru a înțelege mai bine dialogul dintre Mântuitorul Hristos și femeia de alt neam, este util să observăm mai întâi cadrul biblic, istoric, al acestei întâlniri. Domnul Iisus Hristos se afla în Galileea, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Acesta este ținutul în care poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, iar celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit prin venirea lui Hristos. În vremea lui Iisus, această zonă era locuită nu doar de evrei, ci și de neamuri păgâne, de aceea este numită Galileea neamurilor în Evanghelia Duminicii de după botezul Domnului. Și Mântuitorul trece dincolo de acest ținut, din Galileea, dincolo de Iordan, în Canaan, la fenicieni, în zona Siriei și Libanului de astăzi, în vatra unor ținuturi locuite de păgâni și pe care Dumnezeu le blestemase pentru idolii lor, iar pe locuitorii de acolo îi izgonise când a adus pe evrei înapoi din robia egipteană. Fenicienii, cu centrul în nordul vechiului Canaan, au locuit o fâșie îngustă de pământ în nord-vestul Palestinei, pe țărmul Mării Mediterane, împărțită acum între Liban și Siria. Odinioară, fenicienii ocupau teritorii mai întinse în vechiul Canaan, dar venirea evreilor, sub conducerea lui Iosua, i-a înghesuit într-o margine a mării, dacă putem spune așa, după cum aflăm din Cartea Judecătorilor. Limitați teritorial de apele mării și de lanțul muntos al Libanului, fenicienii au devenit călători și cuceritori ai apelor. Exploratorii fenicieni au fondat o serie întreagă de colonii de-a lungul coastelor Mării Mediterane și au funcționat ca veritabili cărăuși ai mării, înlesnind astfel comerțul. Cu porturi minunate ca Tir și Sidon și cu o nesecată cantitate de lemn, mai ales cedru, fenicienii au devenit repede mari meșteri în construirea de corăbii. Religia fenicienilor nu era altceva decât o extensie a religiilor canaanite și sistemul lor de închinare mergea până la sacrificarea copiilor zeităților în vremurile de restriște.
Zeii erau și de parte bărbătească și de parte femeiască, avându-i ca patron suprem pe Baal și Astarta. Cu toții ne aducem aminte de căsătoria regelui Ahab cu fenicianca Izabela, căsătorie ce a prăbușit Israelul în idolatrie și a fost necesară intervenția divină prin marele proroc Ilie, cel care a locuit o perioadă aici, în Sarepta Sidonului, la o văduvă. Așadar, Domnul Iisus, după ce a intrat în împrejurimile Tirului și ale Sidonului, întâlnește o femeie din aceste ținuturi idolatre, cu care are un dialog de o bogăție și o frumusețe fără asemănare. Femeia aceasta, deși străină de neam și de credință, se apropie de Domnul, rămâne la oarecare distanță, păstrând buna cuviință a situației sale, și nu numai că se adresează Domnului, ci efectiv strigă din adâncul sufletului, adică își exprimă cu glas mare rugăciunea ei fierbinte: Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de diavol. Minunat și plăcut mod de adresare. Acesta dovedește credința ei că Iisus, cel căruia îi se adresează, este Mesia, Mântuitorul și Izbăvitorul lumii. Strigătul ei izvora din această credință puternică și mare în Hristos, din durerea ei de mamă, din nenorocirea cea mare și din milă față de propriul său copil. Nu este prima dată când Sfânta Scriptură amintește de cei demonizați. Domnul Iisus Hristos a mai vindecat pe îndrăcitul din Capernaum, pe cei doi din Gadara și pe tânărul lunatic. Dar de data aceasta Domnul este rugat să vindece de această cumplită boală pe fica unei femei străină de neamul și credința evreilor. Femeia aceasta, îndurerată de boala fetiței, nu zice: miluiește pe fica mea, ci zice: miluiește-mă. Cu alte cuvinte, copila într-adevăr suferă, dar eu, ca mamă, ard de durere. Nu îndrăznește această femeie nici să cheme pe Domnul în casa ei, așa cum o făcuseră alții, și nici să aducă pe fata ei la Domnul, ci numai strigă: miluiește-mă, Doamne! Iată, iubiți credincioși, un exemplu vrednic de urmat de către toți părinții vremurilor noastre. Părinți care trebuie să se roage permanent pentru copiii lor. Să se roage nu numai pentru tămăduirea lor de bolile trupești, ci mai ales de bolile lor sufletești, care devin din ce în ce mai multe, mai mari și mai grele. Părinții să nu înceteze niciodată a se ruga doctorului sufletelor și al trupurilor. Cum să se roage? Astfel: Doamne, miluiește pe fiul meu, că rău pătimește în păcatul neascultării de părinți, de profesori, de îndrumătorii lui de bine. Rău pătimește în păcatul desfrânării, în păcatul egoismului,
al trufiei, al mâniei, al iubirii de ceartă, al nesupunerii. În păcatul iubirii de aur și de argint nemuncit, păcatul vrajbei și al clevetirii. Doamne, miluiește-mă și îl scapă pe el de duhurile cele necurate. Sunt numeroase cazurile când rugăciunile părinților au întors la căință pe fiii lor porniți pe căile pierzării. Amintesc doar pe Sfânta Monica, cea care prin rugăciunile ei fierbinți către Dumnezeu a făcut ca fiul ei, cel păcătos și înrăit în păcate, să devină fericitul Augustin. La rugăciunile sincere și stăruitoare, Domnul nostru Iisus Hristos a răspuns întotdeauna, fiind mișcat de suferințele oamenilor. Dar iată, vedem de data aceasta ceva cu totul neobișnuit. Domnul cel prea bun și prea milostiv arată atâta indiferență la rugăciunile fierbinți ale cananeencei, precum nu se mai găsește nicăieri în istoria minunilor sale. Citez: iar Domnul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Explicând acest verset, Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa: Domnul aduce la sine pe iudeii care l-au recunoscut. Când îl hulesc ei, el se roagă pentru ei. Când îl ispitesc, el nu-i părăsește. Pe cananeancă însă, care aleargă și îl roagă fără a se sprijini nici pe lege, nici pe proroci, și care îi arată atâta evlavie, pe ea nu o învrednicește nici măcar de un răspuns. Nu-i răspunde niciun cuvânt, pentru că știutorul inimilor cunoștea credința puternică din adâncul sufletului ei. O credință puternică în stare să suporte orice încercare și descurajare. Tocmai de aceea femeia aceasta nu se smintește, nu se supără și nu se îndepărtează. Ea nu zice cum poate ar fi fost îndreptățită. Cum acest om atât de vestit prin iubirea sa nemărginită față de oameni arată atâta nepăsare și indiferență față de nefericirea mea? Nu rostește aceste cuvinte pe care adesea le auzim din gura credincioșilor noștri, ci ea cu și mai mare încredere și în bunătatea lui Dumnezeu își arată credința ei mare și puternică prin rugăciunile ei repetate. Este ușor de înțeles că atât de mult și stăruitor se ruga această femeie, încât a înduioșat și pe Sfinții Apostoli, încât cu toții într-un cuget s-au apropiat de învățătorul lor și l-au rugat: Doamne, eliberează-o, dă-i drumul, căci strigă în urma noastră. Oare intervenția ucenicilor Domnului era numai pentru ca să scape de ea, pentru că striga în urma lor? Cu siguranță că nu. Rugăciunea stăruitoare a acestei femei i-a impresionat atât de puternic, i-a mișcat atât de mult, încât ei nu puteau să tacă. Această convorbire ajunsese la o tensiune atât de înaltă, iar durerea sfâșietoare a mamei copilei bolnave
i-a scos pe ucenicii lui Iisus din cadrul rolului lor, încât simțeau ei nevoia imperioasă să-L roage pe Domnul să o deslege, să o deslege de legăturile cu care Satana legase pe sărmana ei copil. Iată răspunsul Domnului. Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Acest răspuns a amuțit pe ucenici, iar femeii cananeence i-a dat grai. Ea și mai mult stăruia, socotind că rugăciunea ei de la distanță poate este o necuviință, iar strigătele ei nu exprimă destule evlavie, smerenie și dragoste, ea se apropie, cade în genunchi în fața Domnului și îi se închină zicând, Doamne, ajută-mă! O rugăciune răbdătoare și fierbinte care conține un singur cuvânt, ajută-mă! Sufletul ei era atât de plin de simțire încât limba nu putea rosti prea multe cuvinte. De altfel, ce alte cuvinte puteau să înlocuiască această scurtă rugăciune? Ea spune totul. Doamne, ajută-mă, privește-mă ca pe una din făpturile tale. Ajută-mă, fiindcă eu cred că poți să mă ajuți, cu toate că acum mă refuzi. Iată așadar o rugăciune vrednică de urmat. Iată curajul, iată speranța pe care ți le dă rugăciunea fierbinte. Minunatul dialog continuă, căci Domnul îi răspunde, nu este bine să iei pâinea fiilor sau copiilor și să o arunci câinilor. Dar nici femeia nu deznădăjduiește și dă un răspuns extraordinar, parcă inspirat de Duhul Sfânt, care luminează pe cei neștiutori și întărește pe cei slabi. Nu-L mai numește pe Mântuitorul fiului David, ci de data aceasta răspunde, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, noi păgânii nu așteptăm mulțimea de binefaceri pe care le primește poporul lui Dumnezeu cel ales, pe care fiul lui David le revarsă din belșug, ci doar micile fărâmituri care cad de la masa cea îmbelșugată. Acestea sunt de ajuns pentru noi, cei păgâni, pentru neamuri, pentru noi, cei înfometați după adevăr. Iată câtă înțelepciune și smerenie în acest răspuns al femeii cananeince. Iată că acolo unde există credință vie și adevărată, există și înțelepciune, căci Dumnezeu celor smeriți le dă înțelepciune. Dacă Mântuitorul a ascultat rugăciunea sutașului roman din Capernaum și i-a vindecat slujitorul, a vindecat pe demonizații din Gadara și Gergesa, pe samarineanul bolnav de lepră împreună cu ceilalți nouă, ca și pe mulți alții pe care îi consemnează Sfânta Scriptură, cum ar fi lăsat în zbuciumul durerii și în ghearele deznădejdii pe această femeie care a dat dovadă de atâta credință mare și puternică? Mântuitorul a mai dorit, prin aceasta ca religia sa cea nouă și dumnezeiască,
să depășească hotarele unui singur popor, chiar și ales, și să devină un bun al întregului neam omenesc. Aici întrevedem universalismul învățăturii Mântuitorului. Vedem punându-se baza unei noi religii, ale adevăratei religii sau noul legământ. Credința aceasta mare și încercată a fost răsplătită de Domnul cu prisosință. Pe lângă faptul că o laudă pentru credința ei, când spune, o femeie, mare este credința ta, Mântuitorul își descoperă bunătatea și dragostea, căci îndată îi îndeplinește și rugăciunea, spunându-i, fie ție după cum voiești. Și apoi evanghelistul adaugă că s-a tămăduit fiica ei chiar în ceasul acela. Deși se văd clar și alte virtuți la această femeie, cum sunt smerenia, răbdarea, rugăciunea, bunătatea, dragostea, Domnul îi laudă credința acesteia, întrucât credința este izvorul tuturor celorlalte virtuți. De aceea, în relațiile omului cu Dumnezeu, credința este firul de legătură. Fără credință nu putem face nimic. Iar Sfântul Apostol Pavel ne spune, fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată dar cât de mult folos aduce o credință smerită, o credință fierbinte, mare și puternică, o credință stăruitoare în rugăciune. Credința mamei a vindecat pe fiică de chinurile groaznice, a învins și a izgonit pe Satana, a biruit refuzul de la început al Domnului. Această credință a devenit pildă pentru toate generațiile viitoare de creștini. Iubiți credincioși, să urmăm exemplul femeii cananeince și să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu să ne întărească în credință, să păstrăm cu sfințenie nealterată credința în care ne-am născut și să ne silim ca această credință noastră să rodească prin fapte bune și prin dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele. Iar roadele credinței noastre să fie, așa cum spune Apostolul, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse harul Său cel Ceresc asupra noastră și asupra tuturor celor ce îi se roagă cu credință. Amin.